Ultimele date privind industria turismului din Turcia, cifrată la 25 de miliarde de dolari, arată că numărul turiștilor, locali și străini, a crescut cu aproape 11% în primele 7 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2010, potrivit Ministerului Turismului. Un număr record de vizitatori sosește din Europa și Orientul Mijlociu. Aceștia aduc cu ei o injecție binevenită de valută străină. Economia Turciei s-a răcit de la o creștere impetuoasă la începutul acestui an și trebuie să financeze un dezechilibru comercial uriaș și un deficit de cont curent prognozat să reprezinte 10% din PIB până la sfârșitul anului. În parte, Turcia are de câștigat de pe urma dorinței turiștilor de a evita țări precum Tunisia și Egipt, unde regimurile au căzut în urma unor revolte populare și escaladarea violenței în Siria vecină. Între timp, turismul a revenit puternic și în Grecia, după 2 ani de declin acut. Dar protestele persistente de la Atena au afectat încercările guvernului de a revigora sectorul prin scăderea prețurilor și reduceri de personal.